Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Astăzi încep un video din seria Ce gătesc și ce mâncăm timp de 2 sau 3 zile. Nu știu exact câte zile vor fi, dar 2 cu siguranță. O să vedeți la sfârșitul videoului câte zile au fost, 2 sau 3. Mai mult nu am să fac. Am hotărât să fac acest video, știu că vă ajută mult pe unele dintre voi. Au mai fost cerute astfel de videouri cu mâncare, cu ce gătesc, ce mâncăm, așa că am hotărât să fac un video din acesta. Și dacă vă place și văd că sunt vizualizări la acest video, am să mai fac. De obicei, când mai postam eu, nu știu, am mai postat, cred că acum câteva luni, un video dintre acesta, dar nu prea a avut așa mare succes. De obicei, la mine pe canal nu au succes videourile cu mâncare, cu ce gătesc, ce mănânc timp de 2-3 zile. Nu au succes videourile cu călătorii, când mergem undeva să vizităm ceva, să... Astea n-au succes, doar vlogurile zilnice, de zi cu zi, ce facem noi. Astea au succes, dar celelalte nu prea. Dar pentru persoanele interesate, că nu toată lumea este interesată, am să fac și acest gen de videouri, chiar dacă nu sunt așa de căutate, nu sunt așa de vizualizate. Da, dragilor, acum mă duc să-mi pregătesc micul dejun, tocmai ce am venit de la școală și de la grădiniță, după cum știți, asta fac în fiecare dimineață. Mă trezesc, duc fetele la școală, la grădiniță, apoi vin acasă cu Iosif, cu băiețelul cel mic, și ne pregătim micul dejun, eu îmi pregătesc cafeaua, apoi facem celelalte treburi casnice. Astăzi este sărbătoare, așa că am decis să nu fac prea multe, doar să gătesc, că asta trebuie să fac în fiecare zi, dar nu vreau să spăl, să fac curățenie foarte mare, doar fac un pic patul și cam atât, și spăl vasele, bineînțeles. Da, dragilor, mă duc în bucătărie să-mi pregătesc micul dejun și am să vă arăt și vouă ce mâncăm la micul dejun. Micul meu dejun din dimineața aceasta este o roșie tăiată felii, un avocado peste care am pus boia picantă, un ou fiert, tot așa am pus boia, 2 rondele de orez peste care am pus cremă de brânză și boia picantă și o cafea, bineînțeles. Tocmai ce m-am întors de la școală și mă apuc de gătit. Am fost aseară la cumpărături la Lidl, am cumpărat 2 pui și acum îi curăț, îi condimentez și îi bag la cuptor. Îi pun pe amândoi ca să-mi rămână și pe diseară. Nouă pieptul de pui să-l mâncăm așa din cuptor nu prea ne place, dar îi pun pe amândoi ca să îmi rămână pieptul de pui și diseară fac o salată cu pieptul de pui, îl bag în salată. Nu știu, nu-mi place pieptul de pui, eu mai bine mănânc spinarea decât să mănânc pieptul de pui la cuptor. Nu știu de ce, dar mi se pare așa, înnecăcios. Îi mai dau lui Iosif, Iosiful mănâncă, dar nici fetele nu-l mănâncă așa. În salată, da, dacă fac salată, îl mănânc. Așa că rămâne și pe diseară și diseară fac o salată, cred, nu știu. Vedem ce vor și ei să mănânce. Așa. Eu tai puiul în 2 ca să se facă mai bine. Acum am să îl curăț. Am să fac o pastă așa din condimente. Îi ung și îi bag la cuptor. Am făcut aici o pastă din boia dulce, usturoi granulat, piper, sare și ulei. Și acum am să ung pui și bag la cuptor la 220 de grade, cam așa. Îi las cam vreo oră jumate ca să se facă foarte, foarte bine. Am condimentat puii foarte bine și acum la cuptor cu ei. Eu îi tai așa în 2 ca să se facă mai bine. Ca și garnitură am făcut orez cu legume, am pus într-o oală un pic de ulei, o ceapă roșie, un morcov dat pe răzătoare, ardei roșu, am lăsat legumele la călit un pic, apoi am pus orezul, apă, sare, piper, am pus capacul și am lăsat orezul
l-a gătit la foc mic. Când era aproape gata orezul, am pus două linguri de mazăre, gata fiartă din conservă, și o linguriță de curry, ca să dea o culoare frumoasă orezului. Aici era gata și puiul și orezul. Mai rămânea decât să pun în farfurii și să servim prânzul. Și acesta este rezultatul final. A fost foarte, foarte delicios! Bună dimineața din nou! Astăzi suntem a doua zi. Aseară am uitat să filmez ce am mâncat. Dacă nu sunt obișnuită să filmez zi de zi ce mâncăm, uit. Am uitat, pur și simplu am uitat. Ne-am uitat la un film, apoi am venit cu toți în bucătărie și am pregătit repede o salată cu pui, cum v-am spus la amiază, că o să fac. Și am uitat. M-am luat cu vorba, dar vă spun acum, am mâncat salată cu pui. După prânz, Iosif a căzut. Ce poți să mai? N-are nimic, dacă avea ceva, plângea. După prânz am făcut o cafea, am băut cu Sebi împreună o cafea și apoi seara am mâncat salată. Cam asta a fost ziua noastră. Acum, de dimineață, vreau să-mi fac avocado. Am tăiat aici un avocado. Îl pisez cu o furculiță, apoi tai roșia asta mărunt și ceapă roșie, tot așa, mărunțel. Pun un pic de sare, un pic de lămâie și îmi fac două ochiuri. Pun pasta de avocado peste două rondele de orez și ochiurile. Cam asta fac eu în dimineața asta. Iosif deja a mâncat jumătate de banană. El nu are răbdare. Când vin de la școală, imediat trebuie să mănânce ceva. Când intră pe ușă, îi se face foame. Așa. Am să pisez avocado. Îmi fac și o cafea, bineînțeles. Fără cafea nu pot. Nu pot să funcționez fără cafea. Așa. Gata micul dejun. Mi-am făcut ouăle, am pus un pic de boia dulce pe deasupra și avocado cu roșii și ceapă și două rondele de orez. Asta va mânca și Iosif, i-am pus separat lui, da, să avem poftă. Astăzi pentru prânz voi face ceapă de porc cu sos și mămăliguță. Nu știu cum sunteți voi, dacă vă place mămăliga, dar noi o adorăm, mai ales eu. Mie îmi place foarte mult mămăliga și fac o dată la două săptămâni sau o dată pe săptămână fac mămăliga. Acum depinde de ce poftă avem să mâncăm cu ea, carne sau pește, dar fac mămăliga destul de des. Am tăiat ceapa de porc așa, mărunt, am pus-o un pic la făcut, am să-i pun un pic de sare, piper. Îi pun capacul și o las să se facă, apoi vă arăt cum fac sosul. Am lăsat carnea la făcut 10 minute, apoi am scos-o aici pe o farfurie și unde s-a făcut cărnița voi pune ceapă roșie și ardei roșu. Las legumele la gătit 2-3 minute, apoi pun carnea peste legume. Pastă de tomate cu puțină apă amestecată, sare, piper, usturoi granulat și las totul la gătit, nu știu, 25 de minute, 30 de minute, până când se formează un sos.
Aici am mămăliguța care este la făcut. Eu o fac întotdeauna în ceaun și o învârt așa cu melesteul. Așa, și aici avem cărnița. A ieșit foarte, foarte fragedă și bună. Acum voi face o ciorbă cu afumătură. Am pus deja carnea la fiert. Am curățat legumele. Acum le voi toca. Și voi face ciorbă cu afumătură să avem în seara asta și pe mâine la prânz. Sper că mă înțelegeți. Este gălăgie că am dat drumul la cotă și trebuie să vorbesc mult mai tare. Am să pun ceapă din asta roșie. Am avut ceapa albă în casă, așa că voi folosi din asta roșie. Nu are absolut nimic. Am să pun la ciorbă ceapă, morcov, ardei și țelină. Și, bineînțeles, multă verdeață la sfârșit. O voi acri cu borș magic. Nu am borș de putină în casă, așa că folosesc ce am. Am terminat ciorba cu afumătură, cam așa arată. S-a aburit camera. Imediat am să pun la răcit și o să mâncăm cu smântână și ardei iuți. Cam atât pentru acest video cu ce am gătit și ce am mâncat timp de 2 zile. Mă voi opri aici. Vreau să văd dacă vă place și vouă acest gen de video și am să-mi dau seama după vizualizări, după like-uri și după comentarii dacă vă place sau nu. În ultimul timp nu prea am mai comentat la vloguri, nici like-uri, nu prea sunt. Poate unele dintre voi vă uitați direct pe televizor și nu aveți cum să comentați și să dați like. Dar m-ar ajuta tare, tare mult măcar un like să dați la vlogurile mele. Asta mă ajută să fiu recomandată pe YouTube mai mult și să-mi crească vizualizările. Bineînțeles că toată lumea care face YouTube își dorește asta, să aibă cât mai multe vizualizări. Da. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați like. M-ar ajuta tare mult și m-ar încuraja să merg mai departe. Că am avut o perioadă, nu prea mai vroiam să filmez și să postez, dar mi-am revenit. Am revenit în forță. Așa că sper să vă placă acest video. Bineînțeles că am sărit peste o cină, am uitat să filmez ce am mâncat în prima zi la cină. Am filmat doar mesele principale, nu am mai filmat gustările. Eu, în general, nu prea iau gustări. Mai fac așa câte o cafea, dar fetele au mâncat fructe la gustări, mere, banane, struguri, dar asta nu am mai filmat. Da, dragilor, cam atât am avut de spus. V-am lăsat, vă doresc un weekend minunat, frumos, binecuvântat. Iar noi ne revedem curând cu un nou vlog. V-am pupat! Pa, pa!